În Republica Moldova, bufetul suedez a fost implementat începând cu anul 2012 și a fost aplicat până acum în circa 20 de instituții de învățământ preuniversitar. Iar în această toamnă, alte 6 licee au deja cantine care funcționează după principiul autodeservire. Și chiar dacă metoda bufetului suedez a fost destul de mult criticată, aceasta se pare că s-a bucurat de succes până la urmă. Copilul are posibilitatea să-și aleagă din ceea ce îi se propune la momentul actual și alocările care sunt date atât la nivel de stat cât și de Consiliul Municipal, a primăriei municipiului, și copilul încearcă să-și ia ceea ce îi place și să-și ia cât poate să mănânce. Pentru că altădată era situația când îi se punea în față, vrei, nu vrei, atâta sau altceva. Potrivit administrației liceului Petru Zadnipru din sectorul Ciocan al capitalei, acum toți au o atitudine pozitivă față de bufetul suedez. La început însă au fost câteva dificultăți, întrucât nu toată lumea a fost de acord cu acest nou sistem de alimentare. Mai mult, acum bucătarii au ocazia să le diversifice măcar un pic meniul copiilor. Pe timpuri era risipă foarte mare de bucate, deoarece le se impunea la copii ceea ce era pregătit la ordine de zi. Acum ei au posibilitate ca să servească ceea ce doresc, independență de bucatele care sunt pregătite zilnic. Copiii mănânc cu plăcere mâncarea noastră, le place, dar noi ne străduim să facem mâncare gustoasă. Fiecare copil alege ce îi place lui. Poftiți la bufetul suedez. Elevii care beneficiază deja de acest proiect trec de fiecare dată un test al bunelor maniere. Mai mult, cultura alimentară este de fiecare dată antrenată în școlile unde bufetul suedez a fost deja implementat. Este foarte bună metodă când ne alegem ce mâncare dorim și cât dorim. Nu? Dacă ceva nu-mi place cum înainte, îmi pune tot ce nou nu-mi place. Dar cum putem să ne alegem ce vrem, câte o leacă, mai mult? În prezent, în instituțiile de învățământ din capitală, prânzul pentru un elev costă în medie 7 lei. Gabriela Burjakovski, Valeriu Damian, Igor Seranov pentru Știrile 21.